Am decis de comun acord ca anterior luării deciziei, atât decizia pe care o iei tu, cât și decizia pe care o luăm noi, înainte de toate, de fapt, tu să vii, să vezi, să stai lângă noi și să vezi exact procesul, ce se întâmplă în acest business, astfel încât tu să-ți iei decizia, vreau sau nu vreau, în deplină cunoștință de cauză. Drept urmare, te-am invitat, ai venit la birou, cum ți se pare? Mi s-a părut o oportunitate foarte, foarte bună de a învăța, de a prinde o mică experiență în domeniul ăsta și de a vedea exact tot procesul de la A la Z, cum o persoană poate să obțină un credit bancar, ipotecar, să spunem, pentru o casă pe care poate și-o dura de foarte mult timp. Cred că asta m-a apreciat cel mai mult la tine, Valentin, ca o prima impresie, pentru că nu ai vrut să vinzi foarte mult franciza. Adică puteai să-mi spui poate de la început că ok, bine, nu ai experiență, cumpără franciza și ulterior înveți. Dar eu asta m-a apreciat foarte mult, cum că am putut să asist o săptămână și asist în continuare la training pentru a învăța exact tot procesul și să văd exact dacă îmi place. Adică am văzut-o mai mult ca o colaborare, nu neapărat ca un viitor angajat sau ca un viitor francizor. Adică ne punem la masă, vedem fiecare cum stau lucrurile și ne luăm decizia. Exact, corect? Exact. Nu, ia uite, achiziționează tu franciza și mai vezi tu după aia dacă este în regulă sau nu. Nu, ne-am pus la masă, hai să vedem despre ce este vorba și așa ți s-a părut și ție a fi normal și firesc să se desfășoare lucrurile și evident că la fel și nouă, că de aceea am propus. Corect, corect.